Vă salut și bine v-am regăsit! În timpul sezonului rece, plantele veșnic verzi, sau unele dintre ele, precum tuia, voxusul, ienuberii, pot să-și schimbe culoarea și să devină culoarea bronzului sau chiar un violet închis. Ei bine, mai mulți factori duc la această schimbare de culoare, cel mai important fiind temperatura. În timpul iernii, temperaturile cu minus afectează vârfurile plantuțelor, frunzele expuse la frig. Dacă ne uităm cu atenție, în interiorul plantei se vede că își păstrează culoarea. Când a fost protejat mai mult de frig, se vede că este încă verde, are culoarea aceasta frumoasă. Pe lângă frig, mai este și lumina. În timpul iernii, ziua este mai scurtă, astfel că expunerea la lumină și în special la soare, adică avem foarte multe zile în care vremea este mohorâtă, cerul este înnorat, iar expunerea la soare este scăzută. Pe lângă acesta și faptul că metabolismul plantelor în timpul sezonului rece este foarte, foarte diminuat, ele stagnând practic din creștere. Ei bine, nu trebuie să confundăm aceste modificări de culoare cu rămurelele uscate, care sunt maronii și ulterior devin casante. Chiar dacă apar aceste modificări de culoare, nu trebuie să ne îngrijorăm. Odată cu reluarea vegetației în primăvară, planta își va reveni, nivelul de clorofilă din aceste frunzulițe va crește și vor deveni din nou verzi. Dacă dorim să ajutăm planta în primăvară, când încep să apară noi creșteri, putem să folosim sare amară sau sare Epsom pentru a îi ajuta să-și crească înapoi nivelul de clorofilă. Este sulfat de magneziu, magneziu este elementul principal din clorofilă. Și dacă aplicăm și dacă nu, planta totuși va reveni. Intensitatea coloritului, acestui bronz, diferă de la plantă la plantă și diferă de la poziționarea plantei în grădină sau în curte. Dacă are mai mult soare în timpul zilei, dacă e mai expusă la curenții de aer reci și așa mai departe. Deci, în concluzie, chiar dacă aceste modificări de culoare apar, nu trebuie să ne facem griji, planta în interior este verde, ceea ce înseamnă că încă e bine, este sănătoasă, iar când căldura va veni, planta își va reveni. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!